Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc evadarea mea din Germania, de la Straubing, pe românește Straubing, o pârnaie de maximă siguranță în 91. Căzusem la pârnaie acolo și în 86, la sfârșitul 86, îmi dătuse o pedeapsă de câțiva ani și m-a transferat la pârnaia asta care era de la Münchner, la pârnaia asta care era de maximă siguranță, așezată undeva la nord-est de München, nu prea departe de frontiera cehoslovacă, cehă acum. Era o pârnaie cu vreo 1400 de oameni, cam o treime, cam 400 și ceva din deținuți aveau pedepse pe viață, aveau crime, una sau mai multe, erau și teroriști, erau și mafioții, și pești, și șmecherași, și drogați, cam peste tot, psihopații, de-aia pe invers, ca sifoane, ca peste tot, și de-aștia unii cu crime aiurea. Un sârb omoruse un copilaș mic, dătuse cu el de pământ, deci era și un canibal acolo, mâncase pe fița, dar mă rog, asta e, în Germania s-a mai întâmplat de mai multe ori cazuri de-astea de canibalism. Pârnaia era foarte întinsă, avea vreo câteva hectare, avea turele, dar fiind foarte mare, turelele de pază erau unele într-un colț, erau deja într-o laterală, erau deja la vreo 350, da, aproape 400 de metri una de alta, deci era cam greu să acoperi zona aia. Erau două case lipite una de alta în formă de cruce, lipite la baza lor. Era casa numărul 3, un fel de mică fortăreață într-o laterală a curții, acolo și ăștia care o luau razna, drogații, unii care o luau pe pereți, care începea să demoleze celulele, îi băga acolo și până să linișteau sau îi tratau, depinde, mai le dădea și beton, șprițe, injecția de beton, că ții minte că și la Jilava am întâlnit unul care șezuse acolo după mine și s-a bătut cu niște ruși și au făcut injecția de beton, că vreo 6 luni zicea că n-a știut cum îl cheamă, cu buletinul în față. Asta e rămasă după vremea naziștilor, după vremea lui Hitler, beton, șprițe, injecția de beton. Așa, și mai era acolo și într-o laterală spitalul, unde erau cei care au fost operați, care trebuie să fie operați, care aveau boli una alta, diabet, îi mai ținea pe acolo și unii făceau băi, mă rog, era destul de bine dotat, avea și un stomatolog, un sârb bătrân, care ne făcea, știa să scoată bine dinții, dar nu prea știa să-i trateze, știți? Așa, am întâlnit și o stomatolog român, românca, muncea acolo, mă rog. Deci, era pârnaia, cum vă zic, foarte mare, pe laterale, pe lângă zid, așa, erau ateliere de muncă, așa, la 5-6 metri de zid în interior, erau ateliere de muncă. Se muncea pentru schiuri, Völkl sau Völkl în germană, făceau schiuri pentru echipa de schi a Germaniei. Ați văzut pe la concursuri de-astea de schi în toată lumea, în general Austria, Elveția, țările nordice, nemții concurează cu Völkl, faimoasă firmă, alea se făceau acolo, se făceau covoare persane, erau unii care au făcut 3-4 luni în curs și făceau covoare persane foarte mari, de 7-8 metri lungime, 3-4 metri lățime, foarte frumoase, dar muncă multă. După aia se făceau preșuri, cum era pe vremea lui bunica, tricouri de-astea rupte, plovere, se făceau preșuri, cum făcea și mama mea când era copil și am lucrat și eu acolo și am făcut preșuri de-alea, dar era prăfăraie mare, îngrozitor. Alții, după aia m-am mutat la alături acolo și la o filială unde să îndoiau niște dosare care mergeau la tribunal să băgau acte în ele. Acolo era mai mișto că nu era praf, era mai elegant, lucram cu un sas din România lângă mine care mai vorbea românește, avea o crimă. După aia se făceau piese pentru mașinile BMW,
să făceau, mai era o firmă, se numea MTU, adică Uzina de Motoare și Turbine Bavareze, unde era acolo și la BMW, la MTU, să lucra și cu pânze de bonfire, nu? Care să mai și rupeau, că eu până la urmă am evadat și am evadat cu o pânză, de-aia mi-am tăiat gratia. Era tot felul de firme de astea care veneau acolo, că era mâna de lucru ieftină, se plătea cam 3-400 de mărci pe lună salariul la deținuți, deci aproape pe degeaba, și ei își făceau afaceri uriașe de miliarde. Dar mă rog, și deținuții le convenea, pentru că era un magazin de cumpărături, venea din oraș un negustor cu vreo 3-4 oameni, mai lua 3-4 deținuți să-i ajunge, să mai dătea cu jula pe acolo pe magazin, dar în principiu avea tot ce trebuia, cașcaval, salam, conserve, fructe, legume, că puteai să gătești în celulă. Avea niște cănuțe mari așa de plastic late și fierbătoare de alea electrice, și în cănuța aia de plastic puteai să faci niște macaroane cu brânză, puteai să faci o ciorbică, o tocăniță, făceai acolo și a cumpărai, și seara când era liniște băgai fierbătorul în cana aia cu apa la fiert și adăugai, ori făceai macaroane și îți pregăteai brânza răzuită, dar ei aveau niște parmezan răzuit, avea pachetele așa 250 de grame, puneai în castronaș și după aia turnai macaroanele, un pic de ulei și era beton, chiar mă îngrășase, aveam vreo 86 de kg, a trebuit să alerg mai mult să slăbesc, că mă îngrășase. Așa, deci tot treia decent, mai făceam combinații așa la negru, că miercurea venea mașina Duba de la München cu noi condamnați, și mulți dintre ei nu mai aveau cafea, nu mai aveau tutun, că tutunul era la baza acolo, țigările mai puțin, tutunul era baza, că se făcea mai multe țigări dintr-un pachet de tutun, să făcea 60 de țigări și el avea valoare. Așa, și ei n-aveau, unii erau chițăiau, dar aveau în schimb ceasuri bune, lănțișoare de aur, tricouri, nu știu ce, și ghiuluri, și atunci făceau un fel de manevră acolo și o combinațiune, cum spun italienii, și le dăteam cafea și tutunuri și le luam lănțișorul de aur, le luam ce aveau pe acolo, ceas bun, aveam o groază de ceasuri, Swatch. Știi, niște ceasuri nemțești, Citizen, Heuer, Glashütte, am avut multe, tot nemțești din Germania Democrată, foarte mici. Făcusem o mică rezervă și de cafea și de tutun, niște lănțișoare, niște, cum să spune, un ghiul, pentru că mă făcusem roșii de bani lichizi, pentru că acolo se găsea și bani, așa, se băga pe la vizită, pe în gură, când se pupau, îi băga și bancnota în gură, și era 100 de mărci, se plătea dublu sau ceva mai mult. Pentru 100 de mărci trebuia să dai cafea și tutun de 200 sau de 230 de mărci. Era cam scumpă, dar se putea. Făcusem rost de câteva sute de mărci. După aia am mânjit un gardian și mi-aducea carnețele, dar carnețele porno, pentru că erau televizoare doar la comun. După aia, puțin mai târziu, au băgat în fiecare celulă televizor. Și eu mi-aducea la tancuri întregi de carnețele de alea porno, costa 10 mărci afară, știi, mi-aducea 10-15 odată, și era o mare, foarte căutată de turci, pentru că turcii, nemai trăind în Turcia musulmană, trăind în Europa, făceau și ei ca și nemții și ca și ceilalți. Deci erau nebuniți după carnețelele alea porno și le vindeam tancuri plăteau turcii între 13 sau 15 cafele, niște cafele mari, se numeau bombe, dăteau câte 13-15 cafele de alea pentru carnețelul ăla de 10 mărți, știi, mi-a mers bine treaba asta acolo. Făcusem o mică rezervă și am vorbit cu unul de la un atelier să-mi fure o bucățică de aia de pânză. Când tăiau ei și lucrau, să mai rupeau pânzele și alea se puneau acolo unde era la gardian. Gardianul ședea cu ochii pe ele, dar nu ședea numai blocat pe ele, știi? Deci mai ieșea și el, mai venea cineva, mai trebuia să descuie ușa sau ducea marfă să scotea. Deci ăla l-a pândit în gardian, acolo nu erau camere de luat vederi pe vremea. L-a pândit pe gardian, eu deja îi dătusem avansul, un lănțișor de aur și vreo 3-400 de mărci.
și l-a pândit pe gardian, când n-a fost ăla atent, a furat o bucățică de vreo 14-15 cm, că atât am trebuia, că bara avea vreo 3 cm jumate, înțelegi, era patrată și în 3-4 nopți știam că o tai. Așa mi-a furat o pânză de aia, mi-a adus-o, s-o fi prins, nu s-o fi prins gardianul, ce mai, și dacă s-a prins, s-a dus afară și a cumpărat în banii lui o pânză, a rupt-o și a pus-o la loc, că trebuia să, din când în când erau controlați, trebuia să justifice că le are pânzele întregi. Mi-a dat la bucățica aia de pânză, am ascuns-o bine, după aia eu eram la interior, am vorbit cu... Am făcut o cerere să mă mut la celula care era pe exterior, pe partea curții, știi? L-am luat și pe un italian cu mine, care mă prietenise, am mâncat cu el, avea și el pedeapsă mare, zic, bă, zic, eu vreau să o pun, vii? Și gata, hai că vin. Zic, am pânză, am de toate. S-a făcut și cerere, a venit cu mine în celulă, că erau și celule de-astea de 3-4 paturi, dar ședeau majoritatea timpului goale. Și ne-am mutat amândoi în celula exterioară de 4 paturi, ședeam eu cu italianul. Straubing i-a așezat într-o depresiune de asta și de prin septembrie până pe martie venea ceața în valuri, așa era imposibil să vezi ceva, deci ideală pentru evadare. Am stat acolo și am tăiat pânzele, am tăiat gratia în vreo 3 nopți, după aia am sărit, când era și niște gardieni care făceau tura de noapte pe acolo, doi, dar aia după ce treceau, la 10 minute după ei am sărit și noi, toată curtea era a noastră, pentru că aia după turele vedeau 4-5 metri, mai departe nu se mai vedea nimic, se mai vedea un pic unde era stâlpul cu lumină, dar pe ăla l-am ocolit, curtea noastră, am mers la, spre latura unde erau turelele, erau mult mai depărtate, erau 350-380 de metri, era aproape imposibil să ne nimerească pe noi, dar și dacă trăgeau și au tras, dar nu știu dacă după noi sau în aer. Noi rupsesem de la pat o stinge care era la marginea patului de vreo 2,20 m, o crestasem la un cap și am pus o contra greutate, știți, ca să o aruncăm peste zi, să nu se întoarcă. Și la capătul la altul, din cearșafuri, am făcut funii de vreo 7 metri. Ne-am dus cu alea în viteză, fără nimica pe noi, că n-aveam voie să avem greutate, eram la viață sau moarte. Ne-am repezit cu italianul ăla, în fața zidului mai era o plasă de sârmă, de vreo, un gard de sârmă de vreo 2,80 m. Ăla de la 40 de kilograme dădea alarma, că mai erau pe acolo în curte niște fazani sălbatici, mai s-a așezat cât o cioară. Când ne-am repezit pe gardul ăla, plasa aia de sârmă, a dat alarma deja, a început să țiuie, dar noi nu mai conta acum, ori la bal, ori la spital. Am sărit repede peste aia, ne-am repezit 5 metri mai departe, aproape de zi, am aruncat aia, bă, luasem pe italianul, că era mai tânăr și avea mai multe putere, a aruncat aia, venind înapoi, n-a reușit. A doua oară s-a prins, a sărit peste, a trecut de zi și a rămas pe partea altă, a rămas așa ca o pârghie. A tras de ea, ținea, m-am urcat eu, că făcusem niște noduri pe cearșafurile alea ca să putem să ne sprijinim de ele și pe picioare și pe mâini. Am urcat sus, s-a urcat și el, am întors-o invers, am băgat stinghia cu contragreutatea pe teritoriul pârnăii și noi ne-am dat drumul pe exterior acolo. Au tras ea după noi, nu știu dacă noi sau în aer, oricum au tras, dar nu ne-au nimerit. Am rupt-o. Treaba că pe lângă pârna erau de-astea, erau case, deci nu puteau să tragă între case, că n-au voie. Așa, au tras poate ori pe perimetru pârnăi, pe fâșie, să zicem, ori au tras în aer, ca să arate lui șeful că au tras, știi? Că gloanțele alea oricum tot în curtea pârnăi cad. Adică țevile. Noi n-am mai stat, n-am mai întrebat de rest, am rupt-o, știi? Pârna era aproape de limita orașului, am ieșit repede până ceața aia din oraș, că era periculos. Ne-am dus pe câmp acolo, știam direcția aproximativă sud, am făcut un marș forțat de vreo 3 zile și ceva, am ajuns la frontiera elvețiană-germană, am mai dat cât un picior pe niște barăși pe acolo și a noaptea să mai găsim ceva de mâncare, o coajă de pâine, niște fructe, am găsit, am mâncat așa ce era acolo și a. Am ajuns la frontiera elvețiană, am trecut iarăși pe acolo la frontiera verde, cum se zice, printre punctele de control, să zicem, mai e frontiera verde, am trecut în Elveția. Băiatul ăla italian, ce domnule, și eu mă duc la Belinzona, avea partea sud-estică aia,
a Elveției, unde sunt vreo 300 și ceva de mii de italieni. Avea pe frate sau acolo, ce mă duc la frate meu să-mi dea îmbrăcăminte, să-mi dea bani și după aia trec tot la frontiera verde în Italia, că era sicilian, ce mă duc la mine în Sicilia, mă ascund acolo, n-am nicio treabă. Ne-am despărțit, salut, baftă fratele meu, eu am luat-o spre Geneva, el spre Bellinzona, am ajuns la Geneva, am stat câteva zile la fata aia, mi-a dat de mâncare, mi-a dat niște bani, m-am îmbrăcat, după aia am trecut iarăși frontiera elvețiană-franceză, și m-am dus la Paris, unde mi-am făcut rost de bani, am făcut un pic de contrabandă, mi-am făcut hârtii, documente false și am trăit acolo o perioadă. Deci, camaraj, v-am spus o poveste, cum am evadat în 91 într-o pârnaie de maximă siguranță Straubing din Bavaria germană. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!